La ultima vizită a directorului CNADNR, Narcis Neagă, afirmă constructoarea a primit un ultim termen pentru turnarea stratului de asfalt, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mai bune pe defileul Jiului. Zilnică activitatea întreprinsă de muncitori este supravegheată de reprezentanții ai secției de drumuri Gorj. Într-adevăr, se lucrează și se lucrează mult. Sunt niște termene stabilite, sunt niște angajamente luate de către constructor. Suntem noi beneficiarul care monitorizăm zilnic activitatea și noi și cei de la consultanță și constatăm că sunt toate premizele ca la 1 august să circulăm pe asfalt, pe ultimul strat de asfalt. Parapeții de protecție vor fi montați pe stânci cu ajutorul unei firme spaniole. O să-i vedem și pe cei care sunt alpiniști, lucrează pe versant, au venit echipele din Spania. Nu sunt suficienți, eu o spun, adică noi am vrea să fie 300, dar constructorul zice pentru măsurile care, pentru activitățile care se efectuează acum, sunt suficienți. Reprezentanții SDN Gorj preconizează că la data de 1 decembrie, stratul de asfalt nou o să fie așternut până la Petroșani.